provocat noi cel mai tare a fost că nu știam ce să mai facem cu au ăla, că dumneavoastră ne spuneați. Alte cuvinte, o observanță importantă la teorema împărțirii puneste, pe care profesorii o fac. Hai să trecem subiectul ăsta tot. E egal. Da? Trebuie să facem 50 de minute, noi l-am făcut mai puțin, da, în mai mult. Da, da, noi am discutat mai lat. Da. Să vedem, urmăriți-l la un cap la celălalt, să vedem unde au fost chestiunile de finețe. Ce v-a plăcut cel mai mult? Sunt 12 probleme, cred că cum vreau să răspund. Exercițiul 2 cu numerele. Putem vedea un vreo cifre. Deci, oprire, deoarece nu știam cum să punem acolo, să aflăm câte numere sunt. Da. Și apoi ne-am dat seama. 3. La 3 a fost ușor, am făcut 10.000 de lei, 10.000 de lei, la 4 a fost ușor. Aia a fost cea mai frumoasă. Aia și da. La 4 a fost bine, dacă vreți să vă spun, mi-a plăcut cel mai frumos, când ne-am gândit la șofer, decât am analizat mult. Da, la 4 a fost faza aia, că trebuia să ne dăm seama că... Să mai insistăm un pic, la 3, sau cum, la 4, faptul că în răspuns era 9 și țineau de 9. Am la 4. Mai la 4, era cu barca. Da, cu barca. Ne-a determinat pe noi să stăm un pic mai mult pe problemă și până când a sărit ideea, nu se poate întoarce barca sâmbără. Da, că noi știam de ce. Sunt 3 la 3. Da, sunt 3 la 3, dar nu știam. Cel mai mic număr natural de 3 cifre care împărțirea un număr natural de 8. Am scris că aici. Da, pentru că nu ne-am dat seama că spunem că este o cifră. Nu ne-am dat seama că trebuie să fie 19. Era singurul număr care trebuie să-l punem. Vezi? Din nou, teorema împărțirii cu restul trebuie să acționează. Așa. Că restul, totdeauna, e mai mic decât împărțitorul. Nu e 8, împărțitorul e 9. Și la 8 am... La 8 cel mai mic mă natural împărțitorul. Da, pentru că trebuia să-l scădem pe 7. Sigur? Nu ne-am dat seama că trebuia să scădem pe 7. Da. La 9. Turneul de șac i-avea dat. Da. Pentru că noi nu ne-am gândit că sunt mai multe partide. Noi ne-am gândit numai la 128. Apoi la 10. Unele se numește 8 euro și plătește 5 euro. Și la 5 a fost fain. Da. Și la 12? La 11. Un trebuie pleacă duminica la ora 12. Asta a fost destul de ușoară. Ați făcut-o. Și nu mai naturale menule care împărțit de la 5 la 8 euro. Asta a fost ceva. Pentru că trebuie doar să scriem că 5 a plus aia. Asta trebuia să scriem cel mai mic. Și ca 8 euro. Da, și ca 8 euro trebuie să mai plică 5, adică 0 la 4 și să facem variantele. Da. Deci să recunoaștem că a fost un subiect pe care îl făceați de ce notă. Hai să facem și chestia asta. Autoevaluare. 9 la 9 e mult. Nu luai 9. De ce? Ai avut câteva chestii. Barca te lăsa în mijlocul acrei. Hai să facem evaluarea. Deci la primul exercițiu, la
cuvintele. Câte au fost? 12? 12, da. Hai să facem așa, la primul exercițiu 0,50. La al doilea exercițiu 0,50. Avem 5 teme aici. Ah, da? Hai spune, spune mai. Deci pentru nota 5 era primul exercițiu, luai nota 5. Bine. Dacă făceai și pe al doilea, câte numere au 3 cifre, mai mai la 5 puncte, puncte, până la 100 de puncte. Exact. Da, da, vedeți, nota, pentru nota 5 erau, câte 10 puncte erau. 10 puncte la primul, 10 puncte la al doilea. 10 puncte la primul, adică un punct, luai. Un punct. Așa, continuăm. Câte numere au 3 cifre? Da, exercițiul 3. Ai știut la câte numere au 3 cifre? Pune exercițiul 3, 1, 2, 3, care 3? Da, la 2, 10 puncte, la 3, 10 puncte. Da. La 4, câte traversări? 5 puncte erau. Nu le luați pe astea. Cât împărțirii numărului ala pe, le luați? 5 puncte. Ecuația, luați? 5 puncte. Cel mai mic număr natural de 3 cifre care împărțirea o număr natural de o cifră, de restul 8, nu luau 5 puncte. Tu spune deci, la deja un punct nu luați. Spune la puntaj. Deci la 1, 10, la 2, 10, la 3, 10, la 4, 5, la 5, 5, la 6, 5, la 7, 5, la 8, 10, la 9, 10, la 10, 5, la 11, 5 și la 12, 10. Bine, acum am zis că cum așa o să zice. Am zis, la 11, 5. Dar fii indulgent pentru tine, fii corectă. Păi sunt corectă, sunt așa corectă, dar pot să da, așa. Da. Hai să fac, să vă găsiți și tu suie. Da, fiți corecți. Și trebuie pe 15. Trebuie să fiu corect. Bine? Trebuie la 1,10, la 2,10, la 3,10. După aceea la 4,5, la 5,5, la 6,5, la 7,5. La 8, 10, da. La 9, 10, da. La 10, 5, da. La 11, 5, da. Și la 12, 10. Ok. Trebuie să scriu și eu. Ia scriu eu. La prima. La 1, 10. La al doilea, 10. La al treilea, 10. La al patrulea, 5. La al cincilea, 5. La al șaselea, 5. La al 7-lea 5, la al 8-lea 10, la al 9-lea 10, la al 10-lea 5, la al 11-lea 5, la al 12-lea 10 și 10 puncte din oficiu. 10 acolo, la 10. Și 10 puncte din oficiu. Și 10 puncte din oficiu. Să-ți dau o secundă, că nu mi-am făcut. Păi și oficiu și tot. Ți-ai făcut, Ștefan? Da, 90. 90 doi? Adică 9. 9, Ștefane, nești cinstit cu tine. Păi, deci, 90 și 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 90. Ei singuri se bătau, ia ascultați. Deci eu le dădeam punctajul după ce făceau teza, un sfert de oră înainte luam tezele, deci puneam punctajul, două ore aveau. Da. La matematică cam două ore. Îi puneam punctajul, defalcat așa de fiecare chestiune, după care întorceam tezele și acum, după ce discutam toate chestiile astea, ca să nu mai aibă timp să-și noteze ceva pe cursul, și pe care Dumnezeu notele. În timp de 2 minute, 3 minute și puneam notele. Și dictați-mi notele. Trecem în catalog. În momentul în care unul forța nota, el are nevoie de 5, dar făcuseră de 4. 3. De 3 sau 4. Nu, am văzut ducea 2 puncte, era periculos. Făcuse de 4. La 3,50 nu putea să măsit sau 4,50? N-a făcut 5. Putea să da. Punctajul era la sutim, făcut da. Așa. Și acum, în clipa în care el anunța nota, dacă prin evaluare eu știam cam care, unde este el, și el dacă îl simțeam că a ridicat cu un punct, mai mult de un punct, la un punct toleram, să zic, până într-un punct. Cam 50 de sutim toleram.
spunea, poftim la tablă și să-ți ții cu tablă. Și cât umfla, atât îi scădeam de la normal. Deci, vă dați seama ce ne făcea, deci aici vreau să fii foarte corect. Deci dacă el îmi avea nevoie de 5 și mi-a spus, el era de 4, și dovedeam că la tablă, că nu a avut dreptate, el își dovedea lui, sie și își dovedea, eu vreau 3 teze. Am înțeles, dar dacă din 10 puncte făceau de 5, de 7, puteau să noteze așa, sau dacă nu făceau, nu ajungeau la final, nu era, era de fapt la sutic. Ai spus până aici, ai făcut tot, nu știu ce, nu știu. Deci era înțeles. Așa le dădeați. Da, respectam. Nu. Ca să poată să se evalueze din 10 puncte, să-și dea un 8, poate, făcut de un 8 din 10. Sigur că da, sigur. Tot era la centimetri. Așa și voi trebuie să faceți. De sutimi, chestii, nu știu ce. Adică dacă 10 puncte la primul punct și voi ați făcut mai de 8 din 10, nu vă dați 10, dați-vă 8. Deci totul trebuie făcut așa. Și cum spune, ne despărțeam prieteni. Pentru că nu mai era nicio discuție de tipul, de ce... Cât luai? 6. Tu cât luai, Daria? Eu încă încerc să mă evaluez ca să fiu... Hai, ești corect. Așa. Și cu 10 puncte din obicei ai pus? Au ce 7. 7 luai. Cam 7. E bine, e bine. La evaluarea mea, ca profesor de când te cunosc, la 6 m-aș fi oprit. Deci eu m-aș fi oprit la 6, pentru că ochiul meu spune ceva. De asemenea, n-aș fi dat punctajul așa. Eu dădeam cu totul diferit. Normal, profesorul din mine făcea altceva. Un an aceea cu barca cu 5, o dădeam cu 10, sau chiar 15. Păi vedeți, eu dau punctaj mic, eu zic, bă, dacă nu o fac, să nu le scad prea mult. Păi, așa aici, autorul, testul acesta... Unde e ușor, dă punct mai mult. Pentru că trebuie să facem separarea, să spunem, copiilor la chestiunile astea. Că așa la ecuație și îi dai 10 puncte la ce, nu știu ce, la chestiunile astea, nu e drept. Deci e o șansă să nu le buiteze, domn profesor de olimpiadă. Sigur. Am înțeles. E drept ce spui și tu. Da. Dar între, de la 8 la 10... Aveau câteva. Da. De la 8 la 10 pe alea... Se făceau selecția, aveau câteva. Da. Acolo făceau ce. Da. Eu aveam 8-70. 8-70. Da. Cu tot cu 10 puncte din oficiu, da? Da. Da. Este nota la care m-aș fi gândit eu. Deci este bine. Nu 9. Vreți să vă spun cum am făcut? Gata. Gata, v-am făcut 9. E valoat. Deci 8-70 în condițiile în care am fost aici. Dar dacă ai fi fost singură, pe teză, fără să ai niciun punct de sprijin tu și teza, cam 7-50. Nu, era ce am gândit. Da, nu, stai puțin, domnul profesor altceva de ce, dar știți ce mai aveau domnul profesor? Dacă le dădea varianta de aici, avea variantele de răspuns și mai mergea unii. Nu, fără răspuns, varianta. Asta este, dacă nu le dădeau, dacă variantele de răspuns, unii mai mergeau și aici. Domnul profesor, dar eu așa am făcut. Deci eu m-am făcut fix ce am făcut eu la problema aia. Deci nu intrăm în contradicție. Povestea este așa, că trebuie să învățăm la fiecare chestie, spunem, acestea care au fost slăbiciuni, trebuie să le am definitiv în minte. Adică, de ce nu m-am putut prinde acolo? De ce? Iată că teoria apărției este o problemă de două ori verificată în testul ăsta. Nu? De două ori pus la încercare, că cu restul acolo, mai mic decât împărțitorul, de o singură cifră. Și o altă de teză. Da, da. Și fiecare dintre testele acestea vor fi diferite. Da. Și se acoperă toată materia. Da, se mai face. Deci acoperim toată materia și... Mâine, facem două ore. Da. Da. Acoperim toată materia și este interesant când te duci și între evaluarea asta de care da? Da. O evaluare corectă, ne învățăm să fim cinstiți. Cu noi, corect. Tendința de a te supraevalua dispare. Și de la o zi la alta să fim mai bun, mai să mai facem câte un pas, atunci evaluăm. Băi, acum mi-am pus 6-7, Ștefan, mâine pun 8, dar ai șanse să grești. Dacă pleci, te cunoști pe tine și zic, mai aici mă aflu. Dar dacă te urci pe pedestal și crezi că tu acolo ești într-o lume și mai tu, nu mai progresezi. Deci trebuie să fii exigent cu tine și corect, cinstit și să ai șanse să progresezi. Spui așa, o să văd de aici încolo, de la un test la propun pentru mâine să
faceți un... Dar și voi să faceți un test acum, aveți timp. Nu aveți timp, probleme. Daria are culegere acasă, dar Ștefan nu are. Și la YouTube și la pe blogul domnului. Hai să vedem, domnul, eu cred că am mai crescut cu niște. O să vedem. La revedere. La revedere.